Salutare, prieteni! Eu sunt domnul Dividende și bine ați venit la un nou video. A trecut ceva timp de când am postat ultimul video și asta datorită faptului că mi-am luat câteva zile libere. Am vrut să mă deconectez cumva de tot ceea ce înseamnă muncă, blogging, YouTube și așa mai departe. Am muncit foarte mult în ultimele luni de zile și simțeam nevoia de o mică vacanță. Vacanța în care am schimbat sufrageria mea cu sufrageria unor prieteni, pentru că astea sunt vremurile pe care le trăim acum. Dar mi-a fost foarte dor de voi și mă bucur că am revenit. Voi începe ca de obicei prin a mulțumi abonaților și tuturor celor ce mă urmăresc. Suntem foarte aproape de a atinge 100 de abonați pe YouTube și sunt extrem de bucuros. Dacă sunteți pentru prima oară pe canal, vreau să vă spun că urmăriți un canal de investiții, unde povestesc toate peripețiile mele și unde investesc pe bursa din state, acolo unde achiziționez companii ce plătesc dividende care sunt crescute de la an la an, iar scopul meu final este să creez un cash flow care să-mi asigure o independență financiară. Astăzi vorbim despre Interactive Brokers. Am folosit deja acest broker de mai bine de o lună de zile, cred că aproape două luni de zile îl folosesc. Am povestit într-un articol și într-un video anterior că am fost nevoit să-mi schimb brokerul pentru că cei de la Drive Wealth nu mai acceptă clienți noi, așadar Interactive Brokers a fost cumva o alegere naturală pentru că îi urmăream de ceva timp și știam despre ei, însă nu făcusem încă acest pas și nu-mi deschisesem cont. Dar haideți să vă povestesc câte puțin despre ce părere am eu și despre Interactive Broker și cum a fost pentru mine tot acest proces de deschidere a contului și de utilizare a acestui broker în ultimele săptămâni. Procesul de deschidere a contului nu a fost unul simplu, trebuie să o recunosc. Nu a fost nici atât de complicat, dar nu a fost atât de simplu pe cât mi-aș fi dorit. În momentul în care mi-am deschis contul, a trebuit să trec printr-un șir de întrebări. Sunt destul de ușor de fentat acele întrebări, dar nu vă recomand să o faceți. Încercați să răspundeți cât mai sincer cu putință. În funcție de ce răspunsuri veți da, vi se vor deschide anumite oportunități de tranzacționare. Eu nu am dorit să tranzacționez doar acțiuni și obligațiuni. Nu am nevoie să joc la pocănele, n-am nevoie să fac trading, n-am nevoie de tot felul de alte prostii, așadar nu m-au interesat celelalte. Dacă vă interesează, trebuie să treceți printr-un șir de întrebări, precum ce lichidități dețineți, ce experiență de tranzacționare aveți și așa mai departe. Nu este un proces tipic, dar nu este niciun proces atât de complicat. Acest proces a fost cumva îngreunat și de faptul că le-am trimis inițial buletinul, apărea pe lista de documente acceptate, însă, din păcate, buletinul românesc nu are semnătură pe el și nu este acceptat, iar acest lucru a mai tergiversat puțin tot procesul de înregistrare. Am trimis până la urmă permisul de conducere, pentru că era un act de identitate ce conținea semnătura. Am citit că unii oameni care nu dețin permis de conducere au rezolvat toată treaba printr-o semnătură pe spatele buletinului, așadar pare că există o oarecare flexibilitate aici. Și în final am reușit să îmi deschid contul. De ce am ales Interactive Brokers? Deoarece este unul din puținii broker unde pot să-mi pun în practică strategia de investiții și ei să nu îmi rețină 30% din dividende și să nu aibă comisioane stupide de achiziție, cum ar avea, de exemplu, cei de la XTB. Sunt destul de puțini broker unde pot să pun în practică această strategie. Am mai auzit și de Trading 212. Sincer, nu mi inspiră deocamdată atât de multă încredere, așa că o să-i țin cumva sub observație în următoarele luni și în următorii ani să văd ce lucruri mai apar despre ei și ce părere are lumea despre ei, dar deocamdată nu mă simt confortabil 100% cu a rula sume mari de bani prin intermediul lor, așa că de aceea am ales Interactive Brokers, deoarece au o reputație destul de solidă în spate. Dacă vorbim cumva despre sistemul lor de comisioane, acesta este puțin mai greu de înțeles. Ignorați acest sistem gratuit de comisioane, acest free. El nu se aplică pentru clienții din Europa, se aplică doar pentru clienții din Statele Unite, așa cum se întâmplă ca de obicei. Noi suntem printre ultimii care primesc
lucrurile de genul acesta și unde brokerii se extind, deoarece în Europa sunt o grămadă de state unde trebuie să armonizezi o grămadă de reguli și reglementări și așa mai departe, și e o bătaie de cap pe care foarte mulți brokeri nu și-o asumă. Dar avem la dispoziție aceste două structuri de comisioane, o structură fixă și o structură bazată pe volum. Eu am ales această structură bazată pe volum, deoarece știu că voi efectua cel puțin 10 tranzacții pe lună. Poate pentru cineva care tranzacționează mai puțin, o structură fixă este mai potrivită, sau puteți chiar să vă legați contul de la Interactive Brokers cu cel de la TradeStation Global. Puteți să vă vedeți mai multe detalii pe finanțepersonale.ro, pentru că tot de acolo am citit și eu despre Interactive Brokers și Ștefan a făcut o treabă minunată și vreau să-i mulțumesc din nou pe această cale. Comisioanele pentru structura pe care am ales-o, cea bazată pe volum, sunt de 0,35 de dolari pe tranzacție. Sunt niște comisioane destul de rezonabile, după părerea mea. Iar cei de la Interactive Brokers percep un comision lunar de 10 dolari. Așadar, dacă vom achiziționa, să spunem, 10 acțiuni, vom plăti 3,5 dolari comision, iar diferența până la 10 dolari va fi oprită de cei de la Interactive Brokers. În primele 3 luni nu vi se va opri nimic, dar ar fi bine ca în primele 3 luni să alimentați măcar 2000 de dolari, deoarece dacă nu faceți acest lucru, după cele 3 luni contul vostru va fi taxat cu 20 de dolari pe lună până ajungeți la acea sumă de 2000 de dolari. E clar că Interactive Brokers nu este neapărat un broker pentru toată lumea, cumva au acest mini prag de intrare, să-i spunem. Aveau un prag de intrare mai mare pe vremuri, dacă rețin bine, dar acum nu au o sumă minimă pentru a deschide un cont, însă aveți nevoie să aveți măcar 2000 de dolari ca să nu plătiți aiurea 20 de dolari pe lună pe tot felul de comisioane. Mi-am alimentat și contul, transferul a fost făcut ca de obicei prin Revolut, așa cum făceam și la DriveWealth, iar apoi am retras într-un cont Raiffeisen în dolari. Avem o tranzacție gratuită pe lună, iar aceasta este o bilă albă pentru cei de la Interactive Brokers. Cumva am încercat să fac și o mică comparație, pentru că sunt convins că sunt mulți oameni care se gândesc că plătesc foarte mult pe comisioane și eu am fost de aceeași părere, sunt în continuare de aceeași părere, comisioanele sunt puțin mai mari, dar cumva trebuie să le percepem ca pe niște costuri. Și să trecem mai departe, m-am gândit să fac o mică diferență și o mică comparație între Interactive Broker și DriveWealth. La DriveWealth nu avem acest transfer gratuit pe lună, deși avem o structură a comisioanelor puțin mai mică, așadar am calculat aici dacă am folosit atât DriveWealth cât și Interactive Brokers pentru 10 ani, cam care ar fi costurile. Cumva la DriveWealth am plătit undeva la 610 dolari, iar la Interactive Brokers am plătit undeva la 1200 dolari, deci de două ori mai mult, dar atunci când va veni momentul în care va trebui să scoatem bani, poate noi vom scoate lunar ca să nu plătim acest 35 de dolari în fiecare lună, dar dacă îi scoatem o dată la două luni, tot vom ajunge să dăm 210 dolari pe an, în timp ce la Interactive Brokers nu va trebui să plătim nimic. Deci, în scurt timp, DriveWealth nu va mai fi atât de convenabil și Interactive Brokers cu acest transfer gratuit o dată pe lună va fi soluția potrivită. Dacă depășim 100.000 de dolari în contul de la Interactive Brokers, nu ni se mai percepe nici acel comision de 10 dolari pe lună. Atâta cu acest proces de înregistrare și structura comisioanelor. Site-ul este destul de interesant, are o grămadă de știri, o grămadă de analize, sunt o grămadă de analiști care își dau cu părerea, oferă recomandări, evident nu dau doi bani pe părerea lor. Nu pentru că aș fi arogant, ci pentru că nu-mi pasă dacă un analist spune că o companie trebuie neapărat să fie cumpărată sau trebuie neapărat să fie vândută, pentru că nimeni nu știe cum vor evolua lucrurile, așadar nu-mi pasă de acest zgomot inutil. Noi investim pe termen lung, termen lung nu înseamnă 3 ani sau 5 ani, cum cred mulți, termen lung înseamnă peste 10 ani, peste 15 ani
Și pe termen lung sunt convins că foarte multe, dacă nu toate companiile pe care încerc să le achiziționez, se vor descurca de minune. Așadar, nu-mi pasă că un analist o să-mi spună că AT&T sau 3M este o companie ce trebuie vândută pentru că are nu știu ce dificultăți sau prostii de genul acesta. Acesta este doar zgomot inutil. Au tot felul de opțiuni legate de modul în care se cumpără acțiunile. Putem să cumpărăm și acțiuni fracționare, putem să cumpărăm sau să plasăm anumite limite în care se efectueze tranzacția. Sunt o grămadă de chestii interesante. Nu prea mă interesează, sincer să vă spun. Și eu nu aș prefera ca toate aceste lucruri să fie cumva mai bine integrate sau mai bine comasate, pentru că experiența de utilizare a site-ului este probabil cea mai proastă pe care am avut-o vreodată. Este un site care se mișcă extrem de greu, are o grămadă de erori, îmi pune numeroase probleme atunci când încerc să mă loghez și este pe ansamblu o experiență groaznică. Aici trebuie să-i dau cezarului cei al cezarului, platforma celor de la XTB este superioară, site-ul se mișcă extraordinar de bine, n-au avut niciodată probleme cu el, deși și ei au tot felul de analize și rapoarte și așa mai departe și nu sunt un broker atât de important precum cei de la Interactive Brokers, așadar nu știu care este problema, ar putea să lucreze cumva la această parte, pentru că o grămadă de clienți sunt listați la bursă, dar pentru mine cel puțin site-ul se mișcă groaznic. Este extraordinar de greoi și aici nu vorbesc pur și simplu de faptul că sunt asaltat de o grămadă de opțiuni și așa mai departe. Nu, mă descurc să navighez printre ele și găsesc la un moment dat ce vreau să fac, dar vorbesc pur și simplu despre bug-uri și despre timpii de încărcare care sunt extraordinar de mari și site-ul se mișcă. Este pur și simplu o experiență groaznică. Site-ul se mișcă infect. N-am cum să spun acest lucru mai frumos. Este groaznic. Îți faci ceva până la urmă, dar trebuie să te înarmezi cu răbdare. Aplicația de telefon se mișcă mult mai bine. N-am avut absolut deloc probleme cu ea și totul a mers ca uns. Au și o aplicație de desktop. Interfața este puțin, sau poate părea puțin învechită. Mie unul îmi place la nebunie. Mi-aduce aminte de un terminal Bloomberg cu care lucram acum câțiva ani, dar pentru foarte mulți probabil va părea ca o aplicație antică, veche și de demult, dar nici cu acea aplicație desktop n-am avut probleme, s-a mișcat și ea foarte bine, așadar site-ul este singurul care se mișcă foarte, foarte, foarte greu. Cam atât despre experiența aceasta de utilizare a site-ului. Cumva am avut acest articol scris de ceva timp, cred că l-am de aproape o săptămână, dar nu l-am publicat încă pentru că am vrut să testez și impozitul pe dividende. Din păcate trec pentru un lucru mai puțin plăcut în momentul de față. Deși m-am asigurat că absolut totul din contul meu este trecut și completat corect, deși m-am asigurat pe o grămadă de bloguri și grupuri de Facebook și așa mai departe că taxează doar cu 10% dividendele, în momentul de față am primit dividende de la o companie și au fost taxate cu 30%. Evident că am fost foarte supărat și dezamăgit, am deschis în secunda 2 ticket și am încercat să înțeleg ce naiba se întâmplă, de ce percep acest impozit și mi s-a răspuns cumva la vreo 2 zile distanță că nu mi-am setat în cont țara, nu mi-am setat în acel formular W8BEN țara din care sunt. Ceea ce este fals și este o minciună grosolană, pentru că am verificat de 1000 de ori, acest lucru l-am făcut atunci când m-am înscris și am fost extrem de atent să setez totul corect. Așadar, asta este o minciună și o prostie și sunt extrem de dezamăgit că un broker care o să înceapă să mă taxeze cu $10 pe lună oferă răspunsuri de genul acesta. Atunci când plătesc niște bani, am pretenția să meargă totul strună, cu driver a mers totul strună, n-am avut niciun fel de problemă, dar cu Interactive Brokers, momentan, am probleme. Le-am trimis replica mea, le-am spus că totul este setat corect, am mai setat încă o dată țara, am făcut din nou screenshot-uri și așa mai departe, aștept să văd ce îmi spun și le-am cerut în scris să-mi ofere o confirmare că România este setată corect și nu voi mai fi taxat cu 30%.
Dacă totul se rezolvă și sunt îngrezător că se va rezolva, mi-au promis că voi fi rambursat și acum aștept cumva ca acest lucru să se rezolve. Am vrut să vă povestesc și lucrul acesta pentru că este neplăcut. La alți bloggeri și pe alte grupuri de Facebook am văzut clar că se taxează doar cu 10% și am citit și la ei pe site că se taxează doar cu 10%, dar nu știu de ce trebuie să trec prin chestia asta. Este extrem de neplăcută și este o mare, mare, mare bilă neagră pentru Interactive Brokers. Din păcate, trebuie să folosesc acest broker pentru că nu avem foarte multe variante în România în momentul de față și sper să rezolv cât mai curând acest inconvenient. Dacă ar fi fost vina mea sau dacă n-aș fi completat ceva corect, n-aveam nici cea mai mică problemă să recunosc, dar în cazul acesta nu este vina mea pentru că am verificat și răzverificat și verificat din nou și totul era setat corect. Dar voi rezolva cu siguranță și chestia asta. Probabil despre Interactive Brokers, nu pot să spun că îmi place, nu pot să spun nici că nu-mi place, dar sunt câteva lucruri neplăcute prin care am trecut și pe care m-am gândit că ar fi bine să le afle și alții ca să știe și ei pe viitor cam cum decurge procesul de înregistrare și cam care sunt părerile mele despre acest broker. Am efectuat câteva achiziții și pentru portofoliu. Nu am cheltuit încă toată tranșa pentru mai și nu voi intra prea mult în detalii în momentul de față, pentru că vreau să fac un video separat despre ce am achiziționat în mai. Probabil o să iasă mâine sau poimâine, dar vreau să-l fac cât mai repede. Dar în principiu am achiziționat companii pe care le dețineam deja, cu excepția a două companii. Am cumpărat o acțiune CSL, Carlyle Companies, și o acțiune de la Parker Hannifin, ticker PH. Sunt două companii cu un istoric foarte bun, cu o situație financiară bună și pe care eu le consider o achiziție potrivită pentru portofoliu, dar din nou voi intra în detalii într-un video viitor. În momentul de față am actualizat toată situația portofoliului și suntem pe minus 800 de dolari pierdere, dar așa cum vă spun de fiecare dată, aceasta este celula care contează. Am ajuns la aproape 290 de dolari generați din dividende pe an și acest lucru nu poate decât să mă bucure. Mai avem puțin și vom trece și de acest prag, parcă a durat o veșnicie, o să dureze și celălalt încă vreo 7-8 luni, dar încet, încet începem să bifăm cât mai multe praguri, iar valoarea și dividendele din portofoliu încep să crească cât mai mult. Cam așa arată portofoliul. Nu uitați că aveți link și în descriere. Totul este transparent. Totul este 100% la îndemâna voastră și puteți să vedeți exact în ce anume investesc și care sunt mișcările din portofoliul meu. Cam atât pentru moment. La final rămânem cu celebrele vorbe. Bursa este locul unde banii se transferă de la cei ce tranzacționează activ la cei ce tranzacționează cu răbdare. Pe data viitoare!